Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut lumii să se pregătească pentru o eventuală utilizare de către Rusia a armelor sale nucleare. Nu ar trebui să așteptăm momentul în care Rusia decide să își folosească armele nucleare. Trebuie să ne pregătim pentru asta, a spus președintele Zelensky în interviul difuzat de 6 site-uri de știri ucrainene, precum și de președinția ucraineană de pe Telegram. Este nevoie de medicamente împotriva radiațiilor, de adăposturi antiaeriene, a mai adăugat el. Trebuie să vorbim cu ei, să semnăm tratate, să fim duri din punct de vedere economic. Rușii pot folosi orice armă, sunt convins de asta, a spus Volodymyr Zelensky. Acesta estimase deja vineri că lumea întreagă ar trebui să fie îngrijorată de riscul că președintele Vladimir Putin, încolțit de eșecurile sale militare în Ucraina, poate recurge oricând la o armă nucleară tactică. După începerea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Kremlinul a menționat punerea în alertă a forțelor nucleare. Moscova va folosi arme nucleare în Ucraina doar în cazul unei amenințări existențiale la adresa Rusiei, a declarat ulterior pentru CNN, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, fără a furniza alte detalii. Potrivit ONG-ului Buletinul Oamenilor de Știință din domeniul atomic, Rusia deține 1588 de focoase nucleare desfășurate, dintre care 812 pe rachete aflate la sol, 576 pe submarine și 200 pe bombardiere.